Salut! Bine v-am regăsit! Suntem la, din nou la Gustul Sănătății și azi am un invitat care sper să vă placă. Este vorba despre Irina Florescu. Ea vine în calitate de reprezentant al unei companii care are aparate de gătit foarte, foarte sănătos. Poți să faci multe preparate sănătoase și îți vor și economisi timp pentru că sunt și rapide, nu? Și în 2018 și de acum încolo asta ne și dorim. Bine ai venit, Irina! Bine v-am găsit! Salut! Aș dori, înainte să începem, să te prezinți puțin, să știe telespectatorii noștri de ce te-am invitat, ca să zic așa. Salad Master este o companie de sănătate și nutriție care ajută pe oameni să se bucure de un mod de viață mai sănătos. Prin eliminarea uleiurilor și a grăsimilor, care știm foarte bine nu sunt sănătoase, și maximizarea nutrienților. Astăzi o să vă prezint cum putem să gătim o lasagne fără apă, fără un singur strop de apă, fără ulei, într-un timp foarte scurt. Wow, super! Păi, eu zic că să începem să gătim și să vedeți cât de repede, până noi vorbim două, trei chestii vis-a-vis de stilul de viață sănătos și cum putem să obținem asta și cu ajutorul lor, să vedem dacă Irina reușește să ne facă în doar 5-10 minute să mâncăm o lasagne bună și sănătoasă. Ce spuneți? Haideți să începem cu partea cea mai importantă, da? Bun, hai să vedem cu ce începem și între timp o să te rog să ne spui și ceea ce faci, bineînțeles, și cum faci, ca să putem să ne dăm seama exact cu ce beneficii ar putea să vină în casa noastră un astfel de aparat de gătit. Aparatele acestea sunt făcute din oțel chirurgical și titan, ce ne permite să prăjim fără ulei, să gătim legumele noastre fără apă și să reținem până la 93% din nutrienți și în același timp gătim mult mai repede, ce e foarte important, mai ales pentru oamenii grăbiți din ziua de azi, pentru mămici și pentru toată lumea. Dacă mai ai doi copii ca mine și te grăbești și nu stai ești pe grabă, abia aștept. O să începem cu simpli pași. Lasagna noastră o să fie făcută cu, punem două linguri de bulion sau orice alt sos de roșii care îl aveți în casă. Acesta miroase foarte bine. Bulion cu puțin usturoi, cu puține condimente, oregano, busuioc, ce aveți prin casă, foarte, foarte simplu. O să punem niște foi de lasagna, așa, crude. Acestea sunt foi normale, da? Foi normale, nu le fierbem în prealabil, pentru că v-am zis, cu Salad Master putem găti fără apă. Punem câteva fâșii de foi și o să punem legume. Ce legume aveți prin casă? Nu contează. Spune, te rog, ce ai acolo? Acesta este procesor de legume și fructe, Salad Master Machine. Bucătăria voastră va avea un aspect mult mai plăcut cu acest aparat și veți mânca mult mai multe salate. O să vedeți cât de repede o să răzălim. De exemplu, o să folosim dovleac plăcintar. Ce ziceți? Este wow! Parcă e un brânzet din acela special. Da, este dovleac. Deci punem dovleac în lasagna, sper că ați reținut. Da. Pentru mine deja este, este yummy, puțin morcov. Ce ziceți, veți mânca mai multe salate cu procesorul ăsta? Mamă, dar ai făcut în câteva secunde aproape jumate din salata care o mănânc eu de obicei. Da, și dovlecel, care este cam 70 sau chiar și mai mult la sută apă. Îmi place că ai lăsat coaja, pentru că simt foarte bine, în coajă sunt nutrienții mult mai concentrați. Salad Master recomandă să nu decojim pe cât posibil, pentru că știm că marea majoritate a nutrienților sunt în stratul din exterior, în înveliș și în cotor, bineînțeles. O să punem ricotta, un strat de ricotta, beneficieze cu ajutorul acestor vase de vitamine și minerale din legumele lor. Eu mai punem un strat de lasagna. De fiecare dată când un om îmi spune că vrea să ajute și să încerci să, nu aș spune să educi, ci să aduci la cunoștința unor oameni, la cât mai mulți oameni să aduci la cunoștință ce poți să faci, să-ți păstrezi sănătatea, să-ți o menții, să previi o boală sau
dacă este cazul, mai puțin fericit să poți să vindeci și prin mâncare, pentru că știți foarte bine că și prin terapie nutrițională putem să ajutăm vindecarea. Cum zicea Hipocrate, cel mai bun medicament este mâncarea. Deja îmi place să fiu alături de tine, pentru că văd că îți susțin niște proverbe asemănătoare. Da, și cum ziceai de prevenire, cel mai bun tratament este prevenirea pentru bolile care sunt des întâlnite în zilele noastre. Mai punem un strat de legume. Mamă, dacă ați putea să simțiți deja cum miroase. Da, amestec de mirosuri. Și mai punem un strat de brânzeturi, punem mozzarella. Și crezi că pentru cei care nu agrează lactatele ar putea să transforme acest preparat să fie vegan. Efectiv vegan, pentru că acum îl facem vegetarian. Da. Rețeta asta pentru soțul meu, de exemplu, eu înlocuiesc brânzeturile cu drojdie inactivă, care și la gust seamănă cu parmezan și are o grămadă de nutrienți, da. Sau poate mă gândesc acum așa ad hoc cu o smântână de caju, poate. Smântână de caju sau o brânzică de brânzale caju pe care se mâne de la laptele vegetal, poate. Da. Bravo, exact așa putem face. Încerc să denaturez puțin situația, să o duc înspre mine, pentru că știți că eu sunt vegană și sunt mereu în căutare. Și partea preferată a mea este spanacul, care este plin de fier. Până și aici m-ai nimerit, pentru că spanacul este unul din ingredientele micului meu dejun, cred că, dacă nu zilnic, tot a doua zi. O să punem și puține ciuperci și ce vă ziceam, că putem lua raportul de proteine din tot ce este verde. Bineînțeles. Și calciu. Eu mereu le spun telespectatorilor mei că în frunzele verzi avem undeva la 20-25% proteine, ceea ce este foarte important. Poate vi se pare puțin, dar e suficient. Adică corpul uman poate să trăiască undeva 1,2 grame pe kilogram corp. Ca să vă faceți o idee, un bărbat, să zic așa, un om adult de 80 de kilograme, dacă facem un calcul, la 1,2 grame pe kilogram corp, undeva la 90 de proteine, grame de proteine pe zi, ceea ce nu e mult. Deci poate să fie foarte bine luată și din un 25% grame din frunzele verzi, un 5% din fructe, pentru că fructele au 5% proteine. Și uite, spre final punem parmezan și ce am vrut să zic, că soțul meu este vegan de mai bine de 2 ani și este și sportiv de performanță. Se poate. Și se simte la 34 de ani mult mai bine și mult mai energic decât, să zicem, când avea 25. Deci chiar este adevărat ce zici. Iată, poate să fie un exemplu, dacă un sportiv de performanță poate să fie vegan și urmează un stil de viață sănătos. Chiar vă invit să încercați. Măcar o zi pe săptămână, două zile pe săptămână și așa puțin câte puțin să încercați să aveți un stil de viață mai sănătos. Mai multe legume pe aici, mai multe fructe, încercăm să aducem un aport echilibrat de lactate sau proteină animală. Uite, se poate, dacă, mai ales dacă le combinăm cu alimente super, super sănătoase. Și ultima parte... Sunt condimente, amestec de condimente italienești. Ce vrea să fie asta? Simt oregano, busuioc. E partea mea preferată, permiteți-mi, vă rog. Pune cât mai mult, niciodată nu e suficient. Exact. Și punem capac, setăm la o temperatură de 120 de grade. 120 de grade nu e mult. Nu. Și când sună clopoțelul, care ne înștiințează că mâncarea noastră a ajuns la o temperatură optimă, la care rămân toți nutrienții intacți, o să dăm și mai încet, la 100 de grade, 20 de minute. 20 de minute, ați auzit? În 20 de minute vom avea la zana. Practic, am uitat să vă zic că acest vas se numește electric skillet sau cum îi mai zic, bad boy. Bad boy? Are funcția unui cuptor. Deci ăsta este un fel de mini cuptor. Înseamnă că poți să-l iau cu mine în vacanță. Da, oriunde ai o priză. O variantă perfectă, mai ales că mie îmi place să gătesc, toată lumea știe asta, așa că de ce n-ar găti și în vacanță? Da, foarte ușor, foarte sănătos, foarte rapid. Ce ne trebuie nouă? Super, super. Bun, vreau să mai știu o chestie. Da. Voi ați pornit de la copii, da? Da.
sau de la soț, să zic așa, poate te-a influențat. Dar mi-ar plăcea să știu și cu siguranță și celor de acasă le-ar plăcea să știe cum ați reușit să treceți la acest stil de viață. Nu este greu să treci la un alt stil de viață care nu ți este apropiat, să zic așa? Nu este greu. Ideea e să te informezi că mâncarea poate să fie mult mai diversificată și chiar dacă nu folosești proteine animale în casă, ideea e să te informezi. Și când te informezi și începi să gătești, îți dai seama că sunt atâtea rețete în lumea asta care merită încercate și care ne aduc atâția nutrienți, care pur și simplu doar dintr-o combinație banală, cartofi cu carne, nu poți să o iei. Sigur. Și cea mai importantă este, bineînțeles, partea cu crudități. Și luat masa în familie. Să luăm masa toți împreună, ca să se inspire și cei mici. Cum mănâncă părinții, așa mănâncă și ei. Deci, până la urmă, tu spui că este foarte important exemplul pe care îl dă părintele, ceea ce sunt în totalitate de acord cu tine. Pe lângă asta, cu siguranță, este și o întreagă distracție să mănânci la masă 2 adulți și 3 copii de vârste diferite. Da. Cum reușești ca mamă să împarți și jobul care probabil îți ia mult timp, dar totuși dacă îți place și ție să gătești, implică în aceeași măsură și plăcere. Dar cum reușești? Ai dus jobul și acasă? Adică folosești și acasă vasele? Da, acasă folosesc doar vasele acestea și cum a început toată povestea e după o prezentare care mi-a fost făcută în Cipru, unde locuiam la momentul respectiv. O doamnă mi-a făcut o prezentare care mi-a schimbat viața, că pot să beneficiez dintr-un simplu fapt că gătesc acasă în vase de calitate, să beneficiez de 93% de nutrienți. Deci m-am îndrăgostit și fac asta în primul rând de plăcere, pentru că aduc binele oamenilor și chiar îmi doresc să îmbunătățesc stilul de viață a oamenilor din România. Eu ce aș mai fi curioasă, raportându-ne la tot așa la familie, pentru că e foarte important și noi susținem aici viața de familie în stilul de viață sănătos, aș vrea să-mi spui dacă poți să ne dai niște tips and tricks, poate vis-a-vis de desertul copiilor, că acum să trecem și la următorul pas. Cum reușești? Sau dacă reușești, având în vedere că sunt și trei și vârste diferite, cum reușești să-i menții pe linia de plutire, să zic așa? Tentațiile sunt mari, mai ales la stilul acesta de viață și știm cu toții că încercăm să reducem și din zahăr și avem aici atâtea multe bunătăți care însă nu sunt așa de ofertante pentru un copil în ziua de azi. Da. Voi cum procedați? Eu am o rețetă secretă pentru copiii mei care pun legumele în prăjitura de ciocolată sau în orice altă prăjitură cu mere sau da, dacă o să am posibilitatea, mi-ar place să vă arăt cum putem face o prăjitură cu o grămadă de legume care normal poate un copil nu le-ar mânca. Și bineînțeles, echilibru. Putem să gustăm din ceva ce nu este sănătos, dar să știm că e momentul să ne oprim și să nu uităm de echilibru care trebuie să existe. Mă bucur. Chiar apreciez faptul că ai venit astăzi să ne gătești, să ne povestești puțin, să dai din casă, să zic așa, de la voi, pentru că este foarte importantă puterea exemplului și mai ales într-o familie care cu și trei copii și unde să ții un echilibru e foarte greu. Apreciem că ai venit să ne transmiți și nouă din informațiile și din secretele familiei voastre ca vegani și ca părinți în al doilea rând. Apoi, în al treilea rând, ca și parte profesională, pentru că cu siguranță vom avea în vedere ce pot să facă și aparatele voastre de gătit în momentul în care vom dori o achiziție sau ceva nou în casă care să ne ajute cu mare drag. Viața aceasta agitată. Îți mulțumesc, Irina, încă o dată. Aștept să vii să ne pregătești și desertul acela, pentru că eu, pentru fiicele mele, categoric încerc să reduc zahărul și poate așa o să și reușesc mai mult decât o fac. Cu mare drag ți-aș arăta. Îți mulțumim. Mersi și eu. Până una alta, vă salutăm și sper că v-a plăcut și episodul de azi.
în care am avut o invitată pe Irina Florescu cu aparatele de gătit super rapide și super sănătoase, în care protejăm nutrienții. Și țineți minte, dacă cumva ratați unul dintre episoadele noastre, vă aștept inclusiv pe site-ul meu patriciarusu.ro sau pe site-ul emisiunii, unde avem postate tot timpul și pot să revezi episoadele. Vă pup! Ne vedem mâine! La revedere!